face, crede. Și să înfioară. Să înfioară. Dar de ce, dragi, să înfioară și oamenii nu se mai înfioară? Mă uitau mai încet, un pic. Care e diferența? Că Biblia spune că dracii ei cred, dar nu fac voia Lui Dumnezeu. Dar și au mai mult decât oamenii, că și oamenii cred. Dar ei spune că se înfioară. Dar de ce se înfioară? Ei ce cred, ei cred că Dumnezeu există și e mare și puternic. De-aia se înfioară. Nu-i fac voia, dar ei știu cine e Dumnezeu. Ei cunosc. Dar oamenii zic că cred, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu. Deci un om care nu se înfioară, numai crede, dar nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Nu s-o întâlni cu Dumnezeu. Oamenii care se întâlnesc în realitate cu Dumnezeu, vreau să spun că se înfioară. Deci când e vorba de păcat, vă spun, au o teamă, o frică. Când încă nu L-ai cunoscut pe Hristos, o cred în mare parte, că n-ai avut o întâlnire personală, mulți dintre noi n-am avut o întâlnire personală cu Dumnezeu. Și mă rog, asta poate fi în mai multe forme. Vreau să spun că Saul s-a întâlnit cu Dumnezeu. Până atunci el nu se înfiora. Nu a fost deloc frigos. El atâta de târz a fost. Era gata să îi omoare pe cei care chemau numele Lui Iisus Hristos. El auzise, credea în Dumnezeu. Dar el n-avea frică. Și pe drumul Damascului a venit vremea să se înfioare sau. Dintr-o dată o lumină din cer a strălucit în jurul lui. Toți au văzut lumina. Au căzut la pământ. Dar numai el a auzit glasul. E diferență să vezi numai o lumină și să auzi un glas. E diferență mare. A auzit glasul celui ce vorbea din cer. Saule, Saule, pentru ce? Pentru cine? Care e motivul de mă prigonești? De ce? Ce rău ți-am făcut? Și printre altele, Dumnezeu vrea să arate, de fapt, scopul care îl avea cu privire la Saul. Și în versetele de mai jos spune lui Anania ce Dumnezeu avea în plan, de ce s-o oprit în dreptul lui Saul în felul ăsta. Anania se înfiora de Saul. Când i-a zis că îi du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și în casa lui Simon, dacă nu greșesc, sau ulița care se cheamă Dreaptă și acolo, în casa unui om acolo, e unul Saul care se roagă. Doamne, mă înfior. Eu îl știu pe omul ăsta. Mi-e frică. Tu știi câte rele a făcut omul ăsta. Și chiar aici are putere de la mai mari preoți ca să lege pe cei ce cheamă numele Tău în Ierusalim. I-o fă frică. Dar îl cunoștea pe Dumnezeu și i-a spus, du-te! Că e un vas pe care l-am ales. Așa mă duc. Dacă l-ai ales tu, mă duc. Du-te că el se roagă acum. Acum nu mai are gândurile care le avea altădată. Nu mai e Saul care gândea rău despre frați, care era rebel, care știa una și bună. Acum el se roagă. Dar ce se ruga Saul? Să-și capete vederea? Să-ți pierzi vederea? Pentru ce? Pentru cine? Pentru numele Domnului. Ca numele Lui să fie slăvit. Dumnezeu curmă această lucrare de împotrivire din partea celui rău. Și dintr-un om care era împotrivitor, face un vas de cinste, slăvit să fie Domnul. Poate Domnul. Amin. Poate. Amin. La clipeală. Mi-aduc aminte de Saul care nu știu ce inimă avea. Dar inima, când l-a ales Domnul împărat și a cerut un împărat, Domnul a văzut că Saul nu putea sluji cu inima care o avea. Era nevoie de o inimă care să poate să înțeleagă pe toți. Și Domnul i-o dă, slăvit să fie Domnul. Și nu o cere Saul, pentru că Domnul alesese.
Și Biblia arată că într-o împrejurare Saul, când discută prorocul cu el, că într-o clipeală ți se va întâmpla tot ceea ce ți-am spus. Te vei transforma, vei fi schimbat într-alt om, vei proroci cu ei împreună. Toate lucrurile astea ce se vor întâmpla la clipeală, într-o zi. Și Saul ascultase lucrul ăsta, rămăsese uimit și Biblia remarcă pe următor. Saul s-a întors. Și atunci ce face Domnul? I-a dat? Pleacă cum din fața Domnului? Cu o altă inimă. Domnul i-a dat, să citiți acolo Saul, nu Saul din Tars. Vorbesc de Saul din împărat acum. Domnul i-a dat o altă inimă. De ce? Avea nevoie. Când te întâlnești cu Domnul, El îți dă ceva. El nu degeaba vine să-ți stea împotrivă dacă e nevoie. El chiar și încercarea prin care trebuie să treci, El o transformă în binecuvântare. În urmă ai să zici, Domnul fie lăudat. Iacov a fost și-o cunoscut de mic în casa Domnului. A fost. Aș putea spune că de mic tata lui l-a învățat, Isaac. Dar a venit vremea când a fost la Laban, a fost peste tot, a făcut tot felul de boacăne. Dar a venit o zi în care s-a întâlnit cu Domnul. Și vreau să vă spun că ziua aceea a fost o zi care l-a marcat pentru totdeauna. I-a schimbat viața. În noaptea aceea Iacov s-a luptat cu Dumnezeu. Și Domnul declară că a fost, l-a considerat învingător, biruitor. A avut curaj, nu a fost frică. Ce ziceți? S-a înfiorat el? Nu, că nu-l cunoștea. El era un om târz, puternic. El dacă știa, eu-s Dumnezeu, a venit să mă lupt cu tine. S-a apucat să se bată cu Dumnezeu? Un om, zice Biblia, el s-a apucat să se lupte. Domnul s-a lăsat la trântă cu el, la luptă. Și nu peste puterile lui, ci la nivel de om. O dovedit că Saul-i târz, că Iacov-i târz. Și nu se lasă. Și-a luptat până când? Până în zori. De ce? Pentru că era în joc averea care o strânsese. Era în joc familia lui, copiii lui. Și știa că dacă pierde bătălia cu omul respectiv, pierde tot ce are. Pierde poziție, pierde tot. Și cu orice chip s-ar fi luptat să nu-și pierdă demnitatea de om. Și-ar da și viața. Dar totuși, o înțeles un lucru. Că cel cu care lupta era mai tare decât el. Pentru că într-un final primește o lovitură. Acolo unde nu se aștepta. Dar lovitura aia, știi cât l-a costat? O binecuvântare. În schimb, Domnul îi dă o binecuvântare. Dacă înțelegi tu ce vrei, ce ți-am făcut eu, poți să cer ceva astăzi. Și știți ce cere? Că știu că știți. Nu. Trebuie să lasă-mă, spune Domnul, că trebuie să pleci. Să revarsă zorile și trebuie să pleci. Nu te lasă să pleci. Până nu mă binecuvintez. Îl binecuvintează Domnul pe Iacob. Avea, vă întreb, avea nevoie Iacob de binecuvântare? Ar fi putut recunoaște el vreodată cum te cere binecuvântare? N-avea atâta mar de binecuvântare după el? N-avea atâta înțelepciune și pricepere să jongleze toate lucrurile cum vrea el? Nu era înțelept în felul lumii, nu era priceput, dar a realizat un lucru. Că dacă binecuvintează Dumnezeu, rămâne binecuvântat și om și vită și ce-ar fi. Și el a cerut binecuvântarea. Nu strică binecuvântarea Domnului. Nu te strică. Domnul ne binecuvintează. Ăsta e și rolul. Am fost chemați la binecuvântare. Și noi trebuie să și binecuvântăm. Primim binecuvântarea și dăm binecuvântarea. De aceea e foarte important, dragii mei, să înțelegem lucrul acesta. Că Domnul vrea să ne binecuvinteze. Dacă Domnul vrea să ți se descopere și vrea să stea de vorbă cu tine într-un mod anume în care poate nu l-ai înțeles sau poate nu-l poți înțelege. Dacă are un plan cu tine și are cu fiecare, cred, El într-o zi, fie astăzi, fie în noaptea asta, fie acum, El ți se va revela așa cum El știe mai bine. Ioan în insula Patmos, a venit Domnul la el personal și îl descrie, cu frică îl descrie.
Știți ce zice Ioan? Cum îl descrie Ioan în Apocalipsa? Auziți? Și în mijlocul cele șapte sfeșnice pe cineva care semăna cu Fiul Omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul erau albe ca lână, albă ca zăpadă, ochii lui erau ca para focului, picioarele lui erau ca rama aprinsă și arsă într-un cuptor. Și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. Mâna dreaptă ținea șapte stele, din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri. Și fața lui era ca soarele când strălucește în toată plinătatea lui, puterea lui. Când l-am văzut, m-am bucurat. Am strigat aleluia, osana. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Și el și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, poate și în seara asta vrea să-ți zică și ție. Poate ai căzut. Poate ești aproape să mori spiritual. Dar în seara asta, leșinat de puteri spirituale, El își întinde mâna dreaptă peste noi. Și ai un cuvânt din partea Domnului tu și eu în seara asta. Nu te teme. Eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă. Eu sunt și când tu nu mă cunoșteai și acum când mă cunoști. Cel viu am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și a locuinței morților. Vreau să vă spun, Ioan din nou are o revelație și îl vede pe Domnul într-un mod extraordinar. Și începe să scrie. Cu atât mai mult începe să facă o lucrare divină. O lucrare care vreau să vă spun că ne stă nouă astăzi în față. Apostolul Ioan în insula Patmos, închis, exilat, și scrie ceea ce noi avem nevoie astăzi ca să înțelegem că vremuri vin grele, dar Domnul e de partea noastră. Dragii mei, am vrea să facem o rugăciune și rugăciunea aceasta să ne rugăm în felul următor. Cineva odată a spus că dacă nu-L vede pe Dumnezeu, dacă nu-L vede, să-i se arate și lui. Și a trecut prin mare încercare omul acesta. Nu am timp să vă mărturisesc, dar a trecut printr-o mare încercare și s-a făcut o minune în care nu a putut să fie explicată de oameni. Și nici de mintea omului. Și nici el nu a înțeles-o. Dar într-un accident au fost lovite picioarele zdrobite și când au ajuns la doctor picioarele au văzut că zdrobite au început să funcționeze, dar mâinile care nu au fost atinse nu au mai putut lucra. Și au zis, ce e asta? Cum? Picioarele zdrobite și poți să mergi în ele și mâinile neatinse și nu poți lucra cu ele. Au zis, asta așa ceva nu zume. Deci asta nu mă o minune, ceva, ce se întâmplă? Și au zis, am cerut de la Domnul să-mi arate ceva ce nu, să facă în dreptul meu ceva ce nu pot oamenii să priceapă. Să văd ceva că El, numai El poate să facă. Și am înțeles acum. Dar știți ce v-am spus? Știți ce am zis? Să nu mai ceară nimeni niciodată să se arate Domnului. Să nu cer să se arate în felul ăsta, să facă vreo minune sau să se descopere într-un fel în care nu-L poți înțelege. Că s-ar putea să se întâmple lucruri care nu s-ar conveni. Mai bine, dragostea Lui e suficientă. Dacă în dragoste El îți spune, te iubesc, Fiul meu, vino la mine. Renunță la tot ce e rău. De dragul meu. Pentru că te iubesc. Crede ce e scris. Lasă așa scris, crede. Vreau să spun că odată dacă ți se revelează Dumnezeu, după aceea dai o socoteală mult mai mare când te apropii de anumite lucruri. De aceea, dragii mei, vreau să spun cu alte cuvinte că dacă ai cunoscut și puterile viacului viitor, nu știu dacă ai cădea, dacă ai mai avea putere să te mai întorci vreodată. Dar deocamdată vreau să vă spun că nici temelia asta a pocăinței, vreau să vă spun că mulți dintre noi ar trebui să știm temelia pocăinței, că de pocăință am trecut toți, nu? De pocăință am pocăit, am trecut de pocăință. Și vreau să spun, să știți câteva lucruri, ridicăm picioare, și vreau să spun că sunt lucruri începătoare. Am trecut de lucruri începătoare. Am mers și noi măcar, am intrat
spre cele desăvârșite. Știți care sunt lucrurile începătoare, care ar trebui să le știm toți? Și ne mirăm de ce cădem sau de ce cad oamenii și ne punem întrebarea. Că n-ar trebui să cadă. Dar vreau să spun că oamenii, poate că nici nu știu. Multe lucruri nu le cunoaștem. În Evrei, capitolul 6, cu 1, 2 și 3, ne explică destul de clar. Ia să vedem, am trecut de etapele astea. Că aveam nevoie, sau avem nevoie din nou de învățătură, de lapte. De aceea să lăsăm adevărul începătoare al lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite. Haideți, din care sunt începătoare și care sunt desăvârșite? Cum suntem noi acum? Hai să fim reali. Dacă nu le știm nici pe alea începătoare, cum suntem? Sau dacă le știm numai pe cele începătoare, cum ne numim? Începători. Dar dacă nu le știm sau n-am fost prelucrați în felul ăsta ca desăvârșiți, putem să fim desăvârșiți? Noi nu cunoaștem măcar desăvârșirea. Nici nu știm teoretic. Am mai să o mai cunoaștem practic. Și atunci cum ni se ține socoteală? Începători. Și atunci când se întâmplă să cădem sau să facem o gafă, cum ți se socotește? Ca unul desăvârșit sau ca un începător? Auziți ce e aici așa? De aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos să mergem spre cele desăvârșite. Și acum spune, fără să mai punem din nou temelia pocăinței care trebuie să o aibă toți creștinii care s-au pocăit. Auziți, de faptele moarte, noi știm faptele moarte că în Hristos, deci toate sunt moarte, tot ce faptele am făcut noi, rele, când venim în Hristos, spune că ori devenit de faptele moarte în Hristos, deci care ne condamnau, acum nu mai au nicio putere asupra noastră. Trebuie să fim siguri de asta. A credinței în Dumnezeu, noi am crezut în asta. Învățătura despre botezuri, când spune botezuri, noi cunoaștem câte botezuri? Câte cunoaștem? Câte botezuri cunoaștem noi? Ca pentecostal, câte? Două. Auzi? Două. Botezul cu apă, zic unii, botezul cu Duhul Sfânt și botezul cu foc. Mai zic, așa scrie acolo, dar arată. Botezul e la plural. Fiți atenți, câte cunoaștem ca pentecostal? Câte am cunoscut până azi? Care, la care botez am trecut? De care? Numai de la apă. Păi și ce nici noi? Numai începători. Nici de începători n-am trecut. Nici la începători, încă mulți. Am mers numai la ăla cu apă. Păi până ajungi să primești pe Duhul Sfânt, după aia să intri și în ăla cu foc. Ce se întâmplă, frații mei? Că Iisus a spus așa, am un botez cu care vreau să fiu botezat și chiar acum. Și de acum colo zice că cinci care vor fi într-o casă vor fi împotriva trei. Și trei împotriva doi. Auziți? Învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor. E multe de vorbit aici. Despre învierea morților. O să vorbim și despre morți. Și despre judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Și acum începe, ce începe de aici încolo și cu asta vreau să termin. Până aici au fost. Începătorii. Și ăștia nu le știm. Mulți dintre noi nu le știm. Acum vine că cei ce au fost luminați, când începe desăvârșirea de aici, asta e altceva. Că să primești lumină, trebuie să știi astea. Dacă nu le știi, ce lumină ai primit, frate și soră, eu? Sau care? Dragii mei, deci nu mai trebuie să ne bate cu punii pe. Nicolae zice, pun capul jos seara asta. Pentru că n-am trecut nici de învățăturile începătoare ale lumii. Încă nu le cunosc bine nici cu punerea mâinilor, cum stă lucrurile. Nu știu nici despre botezul, n-am ajuns pe toate să le administrez și să le întrebuințez. Învierea morților, mai e ceva pe acolo, cum să face cu mâini cu ea. Și multe altele. Dar vreau să vă spun că cei ce au fost luminați odată și au gustat darul cerești, s-au făcut părtași Duhului Sfânt, aici e desăvârșire. Frații mei, nu putem vorbi de astea, că e mai tare hrana. Deci când e vorba de căzut, e vorba de cei desăvârșiți de aici. Nu e vorba de începătorii care li se oferă șansa să meargă. Haideți să facem o rugăciune, să ne rugăm ca Domnul să ne lumineze mintea. Amin, amin. Să ne dea înțelepciune și pricepere să pricepem ca să putem deosebi începătorul de cel desăvârșit. Să cunoaștem când vine ploaia. Știm când vine ploaia? Unii știu că au acum adăutări mari. Dragii mei, eu văd norul. Dar să știți că de multe ori văd și norul și nu vine ploaia. Ne ocolește ploaia.
Haideți să ne rugăm. Cine poate să spună, Doamne, mai am nevoie de lumină să mă luminez? Poți să spui așa? Mai ai nevoie? Amin. Doamne, Tu pe toate le știi Tu. Eu nu le știu pe toate. Dar vreau să mă luminești pe mine în seara asta. Ți-e frică să spui? Poți să spui, Doamne, mă pocăiesc în sac și în cenușă. Vorbesc despre lucruri care sunt mai presus de mintea mea. Dar ochiul meu nu le-a văzut niciodată. Dar povestind de ele toată ziua. Dacă le-ai mai și vedea, atunci ce s-ar întâmpla, frate? Noi nu vorbim de ele cu tărie, dar să le și trecem pe acolo. Vreau să vă spun că băiatul lui fratele, nu știu câte dumneavoastră ați trecut prin ce-o trecut el. El e la început și vine mai desăvârșit decât noi. Mulți. Care ați trecut să vedeți iadul și raiul? Să-l vezi pe satana că vine să te ia și să te ducă în iad. Și să vezi că vin îngerii Domnului, te ocolesc într-o cântare și te apără. Vă spun, ridicați-o mână sus care ați avut experiența asta. Suntem în urmă. Băiatul ăsta că vine ne dă o lecție la toți. Cu frică și cu cutremur, slăvit să fie Domnul. Ați văzut? La el se cere mult mai mult ca la noi. Noi suntem încă slăbuți. Haideți să ne rugăm să ne lumineze Domnul seara asta și să nu ne mai bate cu pumnii pe niciunul. Să spunem, Doamne, am nevoie de lumină să te cunosc. Dar cum știi Tu, luminează-mă cu cuvântul și crește-mă Tu, Tată din cer, venim înaintea Sfințeniei Tale.